Bună, dragii mei urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să distribuiți videoclipul nostru și să activați notificările pentru a fi primii care află despre videoclipuri noi. Serialul a fost marcat de propunerea în căsătorie a lui Kemal cu Merak, care nu a putut renunța la dragostea sa în ciuda mătușii sale. Cem, care a fost dus la conac după ce a fost bătut, i-a spus că Kemal a făcut-o. Minunat, care a fost șocat, nu știa pe cine să creadă, în timp ce Sureia i-a spus nepotului ei că Kemal nu este ceea ce părea. Mare, care l-a sunat pe Kemal, l-a întrebat dacă i-a făcut ceva lui Cem. Exprimând că nu s-a atins de Cem, Kemal s-a pregătit și a mers la spital. Când Mujdehan l-a văzut și a făcut o scenă, Kemal a ieșit și a spus încă o dată că nu a făcut nimic. În acel moment, Sureia, care îl trimisese pe Merak, a spus că Eșref este cea mai proastă persoană pe care o cunoștea în lume și l-a avertizat să stea departe de Merak. Întrebându-se de ce mătușa lui l-a concediat pe Kemal la micul dejun, a aflat că este fiul lui Eșref. La cererea lui Kemal, el a făcut un plan cu Zeren pentru a-l întâlni. Grozav, care a plecat din casă de parcă s-ar duce la spital și a trecut peste mătușa lui, s-a întâlnit cu Kemal. Kemal, care a auzit că nu se va mai întâlni cu el, s-a gândit să-i mărturisească adevărul, dar nu a făcut-o pentru că era frică. Declarând că nu s-ar întâlni cu Sureia dacă ar supăra mătușa ei, Fikir s-a întors acasă. El a declarat că nu va scrie romanul în timp ce se ridica de la masă. După masă, Muzien a chemat-o pe Sureia în camera ei și i-a spus: nu scoate mânia lui Eșref pe great. Altfel, îl vei pierde. În timp ce toate acestea se întâmplau, s-a dezvăluit că Eșref, care s-a întors la conac 2 ani mai târziu, a fost denunțat și arestat de Sureia. Great, care a aflat de la Zeren că Kemal nu l-a bătut pe Cem, a spus că, deși a explicat situația lui Sureia, mătușa lui a declarat că a mințit-o și nu a vrut ca ea să iasă din casă. Marvelous s-a dus în camera ei și a citit partea din roman pe care i-a scris lui Kemal. Ascultând înregistrarea, Kemal a spus că vrea să-l cunoască dimineața. Sureia, care a intrat în camera lui Kemal în drumul ei să-l întâlnească pe Kemal fără să-l informeze pe nimeni, a găsit brățara care era un cadou de la Kemal și i-a fost dăruită de Eșref. Sureia, care a urmat-o pe Merak, care a mers la spital pentru a-i returna lucrurile lui Cem, a văzut-o pe Kemal cu nepotul ei. Când Kemal i-a cerut-o în căsătorie, ea l-a numit Tmarat. Cererea de căsătorie a lui Kemal cu Onder și faptul că Sureia Ivad a devenit agenda pe rețelele de socializare. Bine, l-a înțeles pe Kemal. Asta era important și pentru el. Oh, Sureia, ai atât de mult dreptate, dar ești pe drumul greșit. Great trebuie să înveți adevărul cât mai curând posibil. Ea va alege marea dragoste. Sigur nu merită asta? Fiecare are propriul motiv. Cea mai nevinovată persoană din poveste este Grozavă. Cem se teme de oameni ca tine, rușine lui Kemal. Kemal, acest episod în care vrei să te răzbuni a devenit clar. Ne poți împărtăși opiniile tale valoroase în secțiunea de comentarii. Nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a vedea mai multe videoclipuri. Ne vedem în alte videoclipuri. Aveți grijă de voi! La revedere!